pământ bun și să aducă rod. Amin. Doamne să vă binecuvânteze mai departe, fratele Ghiță, Doamne să vă binecuvânteze. Mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat și în ziua de astăzi să fim împreună la părtășie. Îți mulțumim că Domnul ne-a binecuvântat cu o echipă care poate sluji așa cu toată râvna. Domnul să binecuvânteze pe sora Oltea mai departe, ceilalți care vor rosti numele Domnului într-un fel sau în altul, să fie inspirați, călăuziți și întăriți de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Amin, 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 slăvit să fie Domnul, mulțumim frate Ghiță Văipan, vom lăsa pe fratele Vasile mai departe să conducă, bun venit sora Mariana care este între noi, Domnul să-mi binecuvânteze și toți care sunteți aici între noi, vă spunem bun venit și harul și pacea Domnului să fie revărsat peste fiecare, fratele Vasile, Domnul să vă binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul, binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus, pe Duhul Sfânt. Mulțumim pentru prezența Domnului prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze frații și surorile care suntem în ziua asta de azi la părtășie, la rugăciune, la cântare de laudă, la vestirea cuvântului. Ne rugăm și pentru toți ascultătorii Evangheliei care privesc prin intermediul acestei transmisiuni, Domnul să se îndure și să mai scrie lumii în cartea vieții, să mai scoate oameni din întunericul acestei lumi, să-i aducă la mântuire, să-i aducă la viață. Rugăm ca Domnul să binecuvinteze semănătorii, cei care vor semăna cuvântul Domnului și să binecuvinteze Domnul și ascultătorii cu un pământ, după voia Domnului, un pământ bun care se rodească, în care cuvântul Domnului să pătrundă acolo, să prindă rădăcină și să crească și să aducă roade și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Cu ajutorul Domnului dorim mai departe ca să ascultăm câteva cântări. Domnul să binecuvinteze pe sora Sanda, sora Rodica, sora Coca și sora Jeta. Și apoi ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Radu Marian. Sora Volta, dacă este ceva de spus? Sora Sanda. Slăvit să fie Domn. În seara asta vreau să chemăm prin cântări bucuria. Slăvit să fie, Doamne! Chemați prin cântări bucuria, chemați-o cu voi când lucrați, căci Tatăl vă dă împărăția, ca-n ea voi să vă bucurați. Lăsați bucuria să vină, ce-ntrece comori și averi. Așa-i bucuria divină, ne umple de sfinte puteri. Trezește-te astu, țărână, și sufle și duh vă treziți, și harfă și tu alăută, cu toate în glas vă uniți, căci Tatăl găsește plăcere în Fiul cel vesel oricând. Ce greu și multă durere le duce pe umeri cântând. Lăsați bucuria divină să salte pe față și-n duc. Cu ea veți putea voi străbate pustia cu alegre zăduc.
Cântarea va pune pe fugă tot iadul cel mai fioros. Mereu bucurați-vă în toate și când toate aflaveți cântări și în ele aripi să vă poarte spre tot mai seninele zări. Din cerul-i venită cântarea și în ceruri se va întoarce iar. Păstrați-i curată cărarea ce duce spre marele har. Din cerul-i venită cântarea și în ceruri se va întoarce iar. Păstrați-i curată cărarea ce duce spre marele har. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Lăudați să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Sora Rudica. Măriți să fie Domnul. Te laudă meu suflet, o veșnic împărat, te laud că viața mi-ai salvat. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai salvat. O, Doamne mare, te slăvești și ție cânt mereu, că până azi ne-ai ocrotit, preasfinte Dumnezeu. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai schimbat. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai salvat. Zdrobit, bolnav și slab eram, îndes nădejdea mea, la tine, Doamne, am strigat, mi-ai dat salvarea ta. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai schimbat. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai salvat. Tu ai venit la mine, m-ai ridicat de jos și-am înțeles cât mă iubești, Hristos. Tu ai venit la mine, m-ai ridicat de jos și-am înțeles cât mă iubești, Hristos. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai salvat. Te laudă meu suflet, o mare împărat, te laud că viața mi-ai schimbat. Măriți-l odată să fie Domnul, amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Amin, pe toți împreună. Amin, Domnule. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul în veci. Cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Să plângem amândoi, să mă uit în fața lui și să-i spui lui tot.
și să-i dau lui sarcina ca să nu mai pot. Din cât vorbi tu mi-au pe lume, mai drag ca el pe nimeni de el ascultă și furtuna. De acest Iisus aș vrea să-l am, Iisus aș vrea să-l am. Nu l-aș mai lăsa nici când din inima mea, și tot ce aș avea mai scump lui Iisus i-aș da. Nu l-aș mai lăsa nici când din inima mea, și tot ce aș avea mai scump lui Iisus i-aș da. Iubesc privirea lui cea blândă și-mi place mult ca să-l ascult. De mi-ar vorbi o viață întreagă, nu mi-ar părea mult să-l ascult. Părea mult să-l ascult. Când te uiți în fața lui și-l vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanul lui, te trezești plângând. Când te uiți în fața lui și-l vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanului, te trezești plângând. Amin, lăuda să fie Domnul în veci. Domnul Iisus vă binecuvinteze, sărăcă. Sora Geta. Și pentru
Că-și după întristări apar și bucurii. Răbdarea este lucru cel mai important. Te vrei să fii în mâna lui aur curat. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă. Dumnezeu te-a binecuvântat. Poate n-a fost voia lui să mai ne-așteaptă. Înțelege astăzi voia sa. Al Bibliei cuvânt, că orice lucru și-are vremea pe pământ. Când credințează soarta ta în mâna lui și mulțumește pentru toate Domnului. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă. Domnul te va binecuvânta. Poate n-a fost voia lui să mai așteaptă. Înțelege astăzi voia sa. Amin. Lăudați fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, sora Geta. Mulțumim, mulțumim Domnului. Înainte de a asculta cuvântul prin fratele Marian, aș dori să anunț după cuvânt, se pregătește sora Mariana, fratele Cristian și sora Oltea. Domnul să vă binecuvânteze și apoi mai anunțăm. Acum, Domnul să vă binecuvânteze, frate Radu, să aveți un cuvânt din partea Domnului, din învățătură pentru noi și pentru toți ascultătorii cuvântului. Domnul să vă binecuvânteze. Pace și binecuvântare, Domnul să vă binecuvânteze. Din cuvântul Domnului vrem să vorbim din Exodul, capitolul 33, versetul 12. Inclusiv versetul 23. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du-te pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume, ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te, căci neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta? Eu și poporul tău, oare nu când vei merge tu cu noi? Și prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Domnul a zis lui Moise, voi face ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea. Și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a zis, a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine și vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi va trece mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Titlul predicii,
slujitorul și poporul Domnului. Și doresc ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem voia mai mult și mai profund. Cunoașterea Domnului este progresivă. Nimeni nu poate spune că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a cunoscut totul. Dumnezeu nu poate fi cunoscut în totalitate de ființa umană aici pe pământ. Nădăjduim și credem că și într-o zi, ceea ce acum vedem ca prin ceață, într-o zi vom vedea deslușit și clar. Și pentru acea zi vrem să ne pregătim și nădăjduim că ne vom bucura și noi de acea zi. În prima parte, de la versetul 12 la versetul 13, cuvântul Domnului arată un aspect și anume, Domnul îi spune lui Moise, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Este foarte important să ne cunoască Domnul și mai ales să ne cunoască. Cei mai mulți că ei îl cunosc pe Domnul și da, dacă putem vorbi de lucrul acesta, vorbim parțial. Și oamenii au avut experiențe cu Dumnezeu, experiențe diferite. Alții pot mărturisi că și l-au găsit pe Domnul pe un pat de spital, alții în sărăcie, alții în furtună, alții în necazuri, alții în prigoană și așa mai departe. Oamenii au cunoscut firmituri despre Dumnezeu. Unii pot mărturisi că și l-au cunoscut pe Dumnezeu ca un Dumnezeu plin de milă și de îndurare. Alții pot mărturisi că și l-au găsit pe Dumnezeu ca un Dumnezeu puternic și un Dumnezeu care luptă pentru el și lucrurile pot continua. Dar lucrul cel mai frumos și cel mai important este să ne cunoască pe noi Domnul. Și dacă ne cunoaște, cum ne cunoaște? Sunt două cazuri în care Domnul ne poate cunoaște. Ne poate cunoaște ca copii născuți din nou sau ca oameni răzvrătiți și neascultători. Și noi vom vorbi în această seară cum ne cunoaște pe noi Domnul. Recitez versetul 12 și Moise spune, iată că și tu îmi zici după poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Ce vreau să învățăm de la omul acesta este ascultarea și supunerea. Ceea ce s-a întâmplat în slujirea oamenilor e că oamenii au încercat să pună stăpânire pe ceea ce era și ce este a lui Dumnezeu. Și noi vrem să-L cunoaștem pe Domnul și El să ne cunoască mai mult pe noi și să ne spună pe nume. Acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și un cuvânt care îl spune Moise spune, gândește-te căci neamul acesta este poporul tău. Accentul care îl are Moise arată slujirea pe care o face. Oamenii aceștia sunt oamenii tăi, sunt poporul tău. Întotdeauna slujirea oamenilor trebuie să se arată la slava și gloria lui Dumnezeu. Oamenii, din păcate, și cu părere de rău, nu mai procedează așa și se uită ca fiind proprietatea lor, oamenilor, poporul lor. Dar Moise arată, poporul tău este al tău, Doamne, neamul acesta de oameni este al tău. Vrem să arătăm că în prima parte a slujirii trebuie ca slujitorul să aibă relația lui cu Dumnezeu. Dacă ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu, relația poporului cu Dumnezeu nu era o relație tocmai potrivită. Dacă nu era Moise acolo, poporul acesta era pierdut. Așa cum s-a pierdut mai târziu. Dar contează relația slujitorului care vrea să indice o direcție bună. Dar Moise nu indică o direcție spusă el, ci el spune, Doamne,
arată-mi tu calea pe care trebuie să mergem. Vom vedea că mai departe Moise spune: noi nu vom pleca de aici până nu vei merge tu cu noi. Poporul este al tău. Tu îmi spui că mă cunoști pe nume, dar poporul este al tău. Întreb din nou, și atunci când întrebăm, nu se referă doar la partea slujirii a fraților, ci la modul general, la toți oamenii care vor să fie mântuiți, și întrebăm: te cunoaște Domnul pe nume? Și când întrebăm lucrul acesta, ne referim și la relația noastră cu Domnul. Trebuie să fie o relație puternică, o relație de durată, o relație care se bazează pe supunere și pe ascultare. În partea a doua vom vedea că relația cu Domnul contează în funcție de ceea ce cerem noi de la El. Domnul a spus: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Și Moise a zis: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm. Ce cere prima dată Moise de la Domnul? Cere: vrem să mergi tu cu noi. Fără tine noi nu putem să mergem și să ajungem la final. Slujitorul care vrea să arate direcția trebuie să se asigure că în mijlocul acestui popor chiar este Dumnezeu. Și este Dumnezeu prin călăuzirea Duhului Sfânt. El are relația aceasta. Slujitorul trebuie să fie conștient că în mijlocul poporului sunt mielușei care nu vor putea să deosebească. Nu sunt numai oameni maturi. Domnul îi spune lui Petru: Petre, mă iubești? Și spune: da, atunci apaște mielușeii mei. E simplu să ai grijă de o oaie care este matură, care știe să facă deosebire, care știe ce să mănânce, știe să stea în mijlocul oilor. Dar e mai greu să ai grijă de un mielușel care nu știe să facă deosebirea. Și atunci, slujitorul acesta care merge înainte, care vrea să slujească, ar trebui să știe, să fie conștient: sunt sigur de relația mea cu Domnul în prima parte, Domnul mă cunoaște pe nume. În al doilea parte, sunt sigur de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, că îi duc pe oamenii aceștia într-o direcție bună. Într-o direcție bună. Ereziile în poporul Domnului au venit atunci când în capul slujirii lucrurile s-au stricat. Când în capul slujirii lucrurile s-au stricat, atunci au intrat și ereziile în popor. Este de menționat și vrem să ținem lucrul acesta. Toți oamenii care vor să slujească pe Dumnezeu, este necesar ca Domnul să ne cunoască pe nume. Și poate unii vor spune: dar de ce este atât de important? Domnul menționează și spune în predica de pe munte: vor veni mulți și vor spune: Doamne, noi ți-am slujit în diferite slujiri. Și Domnul le spune: niciodată nu te-am cunoscut. Niciodată. Dar de ce, Doamne? Pentru că noi am slujit. Ai slujit fără de dragoste. Dacă ne uităm la ceea ce spune Moise, Moise nu se poartă ca și cum poporul ar fi poporul lui și are drept asupra lui. Ar stăpâni peste el și spune: adu-ți aminte căci neamul acesta este poporul tău. Și dacă tu mă cunoști pe nume, atunci nu vom pleca de aici, dar îți cerem un hatâr, cu alte cuvinte, să fii tu în mijlocul acestui popor. De ce? Pentru că era conștient că nu putea să ducă până la final pe un popor fără să fie Dumnezeu în mijlocul lui. De aceea insistăm și spunem să continuăm și să stăruim înaintea Domnului să ne cunoască El pe nume. Și în al doilea parte, să stăm înaintea Lui să ne asigurăm de prezența Lui în mijlocul nostru.
în poporul nostru, în familiile noastre și să mergem mai departe. Să nu luăm decizii fără să ne dea El acordul, fără să ne asigurăm că ceea ce am făcut este din partea Lui. De ce? Pentru că s-ar putea că și rezultatul nu va fi peste o zi sau două. Dar s-ar putea ca rezultatul să vină peste un an, peste doi. Și atunci când ne uităm în urmă, vom zice, am făcut în urmă cu un an, cu doi ani, o alegere greșită. Și acum mă coast, pentru că am ales fără să-L întreb pe Domnul. Vă aduceți aminte, familia lui Elimelec, a lui Naomi, când au plecat din poporul lor fără să întreabă pe Domnul. Și au falimentat. Cred că dacă ar fi întrebat pe Domnul, Domnul le-ar da un răspuns favorabil, să nu se ducă și să rămână acolo să sufere foamea împreună cu poporul său. Dar Scriptura nu ne arată că l-au întrebat. Probabil că n-au întrebat. Vrem să arătăm că când vrem să mergem mai departe, să nu plecăm fără El. Să așteptăm cu răbdare răspunsului și ne rugăm ca El să întărească acea credință în noi, să așteptăm cu răbdare răspunsul lui Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu mai departe, la versetul 17, spune: Domnul a zis lui Moise, voi face ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Vedem noi, de multe ori ne întrebăm, Doamne, cerem lucruri de la Tine și poate Domnul întârzie să răspundă rugăciunilor noastre. Dar Domnul îi spune lui Moise, voi face ce îmi ceri pentru că te cunosc. Cu alte cuvinte, Moise a dovedit până acum căci îl slujește pe Dumnezeu cu toată puterea, cu toată inima. Și acum Domnul îi spune, îți fac atârnate acesta, te voi asculta pentru că te cunosc. Și întreb, cum te cunoaște Domnul? Ca un slujitor care ia din lucrurile Domnului sau ca un slujitor care nu se apropie de ce este al Domnului? Și mă refer la poporul Domnului. Moise spune, neamul acesta este poporul tău. Și Petru ne spune, să păstoriți turma lui Dumnezeu nu ca unii care ați stăpâni peste ei, ci dându-vă exemplu. Dumnezeu nu ne-a chemat în slujire să stăpânim. El stăpânește. Și ne-a chemat să slujim, să ne îmbărbătăm, să ne ridicăm, să ne susținem, să ne purtăm poverile și să ne rugăm unii pentru alții. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar până să facem lucrurile acestea, contează să ne asigurăm locul lângă Domnul, adică să ne cunoască El pe nume. Și întreb și m-am întrebat și eu de multe ori, Doamne, dacă mi-ai fi dat șansa să cer ceva, ce aș cere? Dacă Domnul îți dă acum șansa să-i ceri ceva, ce ai cere Domnului? Dacă facem o listă, normal că toți oamenii au o listă foarte lungă și o grămadă de cereri și probleme nerezolvate. Și cred că Moise avea o listă mai mare ca a noastră. Și Domnul îi spune așa, voi face ceea ce îmi ceri acum. Și motivul pentru că te cunosc. Motivul răspunsului din partea lui Dumnezeu este că Domnul ne cunoaște. Și Moise spune, Moise a zis, arată-mi slava ta. Adică, înțeleg din ceea ce spune Moise, era flămând după relația lui cu Dumnezeu. Nu s-a mulțumit că Dumnezeu ascultă rugăciuni. Nu s-a mulțumit că Îngerul Domnului era în mijlocul poporului. Nu s-a mulțumit că Dumnezeu i-a dat autoritate să lovească stânca și să curgă apă. Nici că a văzut mana, nici că a văzut slava peste corp, nimic din toate acestea nu l-a interesat. Și a zis, vreau să te văd pe tine, vreau să te cunosc pe tine. De aceea am spus că
Cunoașterea lui Dumnezeu este progresivă. Îl putem cunoaște de la lucrurile mărunte până la lucrurile cele mai mari, în funcție de căutările noastre și de stăruința noastră asupra lor. Și întreb, ce ai vrea tu din partea Domnului? Normal că ci căutăm și prioritate au problemele noastre, problemele mari. Dacă aș întreba pe un bolnav care este cererea lui, normal că ar spune ca Domnul să-l vindece. Dacă aș întreba pe un om sărac, ar răspunde ca Domnul să-l scape de sărăcie. Dacă aș întreba un om care se confruntă cu ispite și necazuri, ar răspunde ca Domnul să-l izbăvească din toate acestea. Dar dacă aș întreba un om sărac după voia lui Dumnezeu și după neprihănire, ăsta ar răspunde, vrea să-l vadă pe Dumnezeu. În ce categorie te afli? Normal că fiecare categorie de ceea ce am spus are o anumită prioritate în viața omului. Toți oamenii vor să fie sănătoși pentru familie, pentru copii, pentru Domnul. Toți oamenii vor să fie biruitori. Dar nu toți oamenii vor să lase totul pentru a vedea slava lui Dumnezeu. Nu toți oamenii sunt gata să zică, ar putea Domnul să mă vindece. Dar eu pot să-i cer Domnului un singur lucru. Și atunci nu mai cer vindecare, cer să-l văd. Și aici am o întrebare, ce prioritate ai? Care este prioritatea? Dacă Domnul te cunoaște pe nume, înseamnă că prioritatea ta este să-L vezi pe Domnul, să-L cunoști mai mult. Imaginați-vă că noi nu putem cunoaște pe un om în întregimea lui, cum este el în totalitate, nu avem cum să-L cunoaștem în totul. Ba mai mult de atât, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu în totalitatea lui. Fraților, surorilor, prieteni dragi, trebuie să ne alipim inima de Domnul mai mult și să-L cunoaștem pe El mai mult. De ce? Pentru că vrem să se descoperă inimii noastre mai mult. Să-L cunoaștem mai mult. Cât îl vom descoperi mai mult, cu atât îl vom mai iubi mai mult. Cât îl vom căuta mai mult, cu atât va fi mai prețuit pentru inimile noastre. Contează slujirea noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Slujirea noastră ține de relația noastră cu Dumnezeu. Dacă noi îl cunoaștem pe Domnul, vom avea o slujire sfântă cu frică. Dacă nu îl cunoaștem pe Domnul, vom avea o slujire ușoară. Și când spun lucrul acesta, nu mă refer doar la partea fraților, ci în modul general. Toți vrem să-L slujim pe Domnul. Și toți vrem să fim lucrători în via Lui, în curtea Lui. De aceea să ne purtăm cu frică și cu evlavie și să căutăm să-L descoperim pe El. Pentru că urmarea descoperirii lui Dumnezeu aduce o slujire mai favorabilă. De ce? Pentru că-L descoperim pe El așa cum este El. Contează slujirea ta și ține de relația ta cu Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să înțelegem și să dezvoltăm o relație mai apropiată de El. Să-L cunoaștem mai mult și cel mai important este să te cunoască El pe nume. Dacă Domnul te va cunoaște pe nume, atunci mântuirea este asigurată și slujirea ta este pentru slava Lui. Domnul să vă binecuvinteze și pe toți să ne ajute să avem o slujire după voia Lui. Fiți binecuvântat și o seară binecuvântată să aveți toți. Amin. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului. Mulțumim frate Radu. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim pentru cuvântul Domnului. Și dorim ca Domnul să facă, ca să rodească acest cuvânt la orice inimă care l-a ascultat. Slăvit să fie Domnul. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Mai departe în slujire unde mergeți. Domnul să fie cu dumneavoastră. Să vă binecuvânteze familia. Și Domnul să vă binecuvânteze și lucrul mâinilor dumneavoastră. Amin. Amin. Am dorit să ascultăm, așa cum am anunțat,
Sora Mariana. Pacea Domnului Iisus, și mă bucur că sunt aici pe grup. Dumnezeu să o binecuvinteze pe fiecare și pe, într-un mod special pe sora Olteia, pentru că m-a ascultat cu drag, a avut o ureche să mă asculte și o inimă plină de milă. Mulțumesc din suflet și mulțumesc tuturor că simt dragostea. Imediat cum am intrat, am simțit dragostea Domnului între voi și mulțumesc din suflet. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai presus de orice, de credință, de avânt, de orice dar care biruie firea, mai presus de minuni, de puteri, de cununi, mai presus de orice e iubirea, mai presus de minuni, de puteri, de cununi, mai presus de orice e iubirea. Prin credință răstorn munții înalți și cetăți și ți-arunci peste veacuri privirea. Dar în cele cerești ești atât cât iubești, mai presus de orice e iubirea. Dar în cele cerești ești atât cât iubești, mai presus de orice e iubirea. Dumnezeu e măreț, gem în cale-i furtuni, se cutremură toată zidirea. Dar în susurul blând îl auzi murmurând, mai presus de orice e iubirea. Dar în susurul blând îl auzi murmurând, mai presus de orice e iubirea. Pregătiți-vă stânci pentru templul etern, orice piatră își are menirea. Chiar pământul-i primit, căci Iisus l-a sfințit, când a scris pe pământ ce iubirea. Chiar pământul-i primit, căci Iisus l-a sfințit, când a scris pe pământ ce iubirea. Amin. Amin, amin. Lăudați să fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului. Și pe dumneavoastră. Ai venit să-mi lăudați pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Cu drag. Mă bucur. Mulțumesc din suflet. Da, Domnului. Sora Olta. Slăvit să fie Domnul, cu ajutorul Domnului voi lăuda și eu o cântare, căci merită Domnul lăudat. Sperăm și vocea să mă țină. Dacă te simțești vreodată trist și apăsat și de casa părintească te-ai îndepărtat, o, adu-ți aminte de cărarea dinainte, te va duce la pieire dacă nu te-ntorci. O, adu-ți aminte de cărarea dinainte, te va duce la pieire dacă nu te-ntorci. Vocea sfântă și duioasă strigă neîncetat,
O, întoarce-te acasă, fiu îndepărtat. Lasă lumea păcătoasă, vino iar din nou acasă. E destul cât pribegit ai, fiule pierdut. Lasă lumea păcătoasă, vino iar de nou acasă. E destul cât pribegit ai, fiule pierdut. Dacă te întorci acasă, te vei bucura. Și inima ta în Domnul se va desfăta. Căci din zorii dimineții până în amurgul vieții îți trimite roa cerul dacă te smerești. Căci din zorii dimineții până în amurgul vieții îți trimite roa cerul dacă te smerești. Ca și pomul lângă apei te vei înviora. Și inima ta în Domnul se va bucura. Vei striga fără încetare, o, ești stâncă de salvare, care mi-a ieșit în cale și m-ai mântuit. Vei striga fără încetare, ești tu stânca de salvare, care mi-a ieșit în cale și m-ai mântuit. O, întoarce-te acasă, nu mai zăbovi, nu mai sta pe căi deșarte, trist și obosit. Căci iubirea lui cea mare este gata de iertare, o, ascultă lui chemare până nu-i târziu. Căci iubirea lui cea mare este gata de iertare, o, ascultă lui chemare, o, până nu-i târziu. Amin, amin. Amin, amin, lăudat să fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă întărească mai departe în slujire. Domnul să vă dea sănătate și putere. Acum am dorit ca să... Slăvit să fie Domnul. Acum am dorit ca să ascultăm pe sora Rodica. Are o mărturie, probabil, ceea ce Domnul îi pune pe inimă, o ascultăm și Domnul să ne binecuvinteze. Și apoi vom mai continua. Mărit să fie Domnul! Totul este cu putință celui ce crede. Glorie și mărire Domnului! În urmă cu 24 de ani, la Spitalul Mare din Târgu Mureș, am cunoscut o femeie. Avea o gaură în inimă. Inima apăsa pe plămâni, plămânul se negrise și doctorii nu dădeau nicio șansă. Acasă o așteptau 4 copii și un soț minunat. Acea femeie eram eu. Am fost trimisă la un cabinet pentru cateterism. Acolo nu a fost îngăduit să stau. Am simțit cum mâna Domnului mă împingea de acolo. M-am îndreptat la un geam, la etajul 8, la un geam deschis. Aveam o mare durere în inimă pentru nepăsarea oamenilor din jurul meu. Eram tânără, mulți trecuseră prin aceste chinuri, aceste probleme care erau acolo. Eu plângeam în hohote, în lacrimi, nu mă puteam stăpâni. Era un șoc. Și omul ăla care, dacă văd pe cineva supărat sau trist, omul ăla n-are nevoie de cuvinte, are nevoie de o îmbrățișare. Eu aveam nevoie de o îmbrățișare și oamenii nu mi-au dat-o. Dar slăvit să fie Domnul! Când am ajuns în dreptul geamului, am auzit o voce aspră care mi-a spus:
aruncă-te în cap, mergi acasă să mori între copii. Eram atât de trist, era atât de dureros și s-a întâmplat în jurul meu. Parcă mă vedeam în sticliu și copii pe lângă mine, deci nu puteam să accept starea aia care o aveam. Și starea în care mă găseam atunci, eu zic să nu ne mirăm niciodată, pentru că sunt oameni care fac anumite lucruri la șocurile astea. Noi nu ne mai putem controla gândul, doar Domnul poate să controleze gândul. Și mulțumesc Domnului că în acele momente, el, viața mea era în mâna lui și el era în control. În secunda următoare am simțit cum cineva m-a strâns în brață. Și am auzit o voce blândă care mi-a spus, nu te teme că eu sunt cu tine. Tu nu ai nevoie de operație, tu ai nevoie de credință. Crede din toată inima că te vindec, dar du-te și spune lumii ce mare e Dumnezeul tău. Mărit și lăudat să fie Domnul. M-am întors acasă, după două săptămâni de poștă rugăciune, ne rugam în casă cu niște frați iubiți și în momentul când ne rugam, în momentul rugăciunii, am simțit o strânsură, o durere, o arsură, nici nu pot să spun în cuvinte ce am simțit în inima mea. M-am speriat, am zis, până dimineață plec. Pentru că așa suntem noi. Suntem buni să dăm sfaturi, dar când trecem dori, e greu. Mărit să fie Domnul că lângă mine era o soră iubită care o zis, sora Rodica, nu-ți fie frică și nu uita că Domnul se promite, face. Noi promite și uităm, suntem oameni, dar Domnul nu uită niciodată. Lăudat și mărit să fie Domnul. Mi-am sărutat copiii, soțul și târziu în noapte ne-am udat pena de lacrimi. Cu inima m-am întărit, dar eram om și nu știam dacă dimineața mă trezesc sau nu. Nu credeam din toată inima. Dar slăvit să fie Domnul, dimineața m-am ridicat din pat, eu la spitalul de urgență am ajuns că nu puteam merge pe locul drept, așa oboseam. Dimineața alergam ca la 16 ani. Slăvit să fie Domnul, că Domnul a promis și să ținu de promisiune. După încă două săptămâni a rămas însărcinată. Doctorii mă fășeau nebună, m-au nebunit pocăiță. M-au trimis de la Luduș, de unde locuiesc eu, în Târgu Mureș din nou, alte investigații. După 75 de minute consultații, o capitulat în fața puterii Dumnezeu, spunând, într-adevăr, gaura din inima tale nu mai există, plămânul și-a revenit, mărit să fie Domnul. Am născut al cincilea copil, mai ușor ca la prima naștere, pentru că la 19 ani nu-l cunoșteam pe Domnul, cunoșteam atunci. Domnul a fost de partea mea, a fost mereu și a împlinit promisiunea așa cum s-a spus. Am născut o fetiță minunată pe Maria Magdalena, care e o binecuvântare în familia noastră. Domnul și-a făcut partea, eu trebuie să-mi fac partea cu darul care mi l-a dat Domnul. Îmi deschid azi inima și vă spun povestea mea, cu probleme mari și mici și cum am ajuns aici. Sunt o fire optimistă, sunt și veselă și tristă, nu-i baz, nici și tristele, e povestea vieții mele. Căsătură de circuri, scandaluri, alcool, simțeam în suflet un mare gol, când boala mușca din trupul meu cu zor și doctorii spuneau că mor, se dădea o luptă mare în mine și nu vedeam nicio ieșire. Când sufletul mi-a păsat greu, într-o zi m-am întâlnit cu Dumnezeu. Atunci am înțeles că am de ales ce e mai important pentru mine în univers. Când Biblia am deschis și am citit, multe binecuvântări și primăsiuni am găsit. Dar un lucru, frații mei, un lucru mi-a dat tare mult de gândit când Dumnezeu prin cuvântul Său mi-a vorbit. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea și lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Iubiții mei, m-am cutremurat. M-am uitat în viața mea și nopți în șir am stat și am cugetat și m-am rugat și am început și am întrebat, Doamne Dumnezeu meu, ce plan ai Tu cu mine? Eu? Gânduri de pace, de bucurie? Dacă crezi din toată inima ta în jertfa Domnului Iisus Hristos de pe Calvar, primești iertare. Am pentru tine un dar mare de mântuire și viață fericită în veșnicie. Nu trebuie să fii mare erou. Tu ai nevoie de nașterea din nou. Atât de mult m-am bucurat de vestea și am aflat că am șansă să fiu iertat. Și iarăși m-am rugat și iar am întrebat, o, lumea mea, ce plan ai tu cu mine? La 35 de ani, în floarea vieții, mă întreb ce plan am eu cu tine.
distracție, să curgă voia bună, obiceiuri, veselie. Îmi place, îmi place că ești bună de gură, dar stai departe de Scriptură. Dacă accepți, am o ofertă specială pentru tine. Eleganță, diplomație, poți să spui oricând, oricum și orice, că e democrație. Am simțit în suflet o durere. N-am mai găsit aici nicio plăcere. M-am prăbușit, iubiții mei, m-am prăbușit la umbra crucii lui Iisus în post și rugăciune. Acolo am primit putere, iertare, Duh Sfânt și înțelepciune. Și am hotărât în sufletul meu să nu mai asculte nimeni, să asculte Biblie, să asculte Domnul Dumnezeul meu. Viața mea, viața mea e o bucurie. De 29 de ani, zi de zi, mă rup mereu să-mi fac timp pentru Dumnezeu și pentru sufletul meu. Acesta e mesajul meu pentru tine, dragul meu. Fă-ți timp pentru Dumnezeu și pentru sufletul tău. Eu am crezut, am acceptat planul de mântuire minunat. Sunt fericit, sunt binecuvântat și sunt un păcătos iertat. Mărit să fie Domnul. Amin. Slavă Domnului, lăudați să fie Domnul. Mulțumim, Domnule. Domnul Iisus, vă binecuvânteze, soră Rodica. Amin. În ziua când am primit vestea pentru operație, Domnul mi-a turnat prima cântare și vreau să vă spun. Iisuse, Iisuse, orice-ar veni în viața mea, cred că Tu din toate mă poți salva. Iisuse, Iisuse, pe pământ când mă mai ții, te rog să faci de noapte zi. De nema mea zdrobită, fă-o epistolă citită, arată-ți, Doamne, slava Ta. Mai lasă-mă pe pământ să te lușesc când n-am nimic, Doamne, mai scump pe pământ. Doamne, omul ai făcut așa cum ție ți-a plăcut și i-ai dat chipul tău minunat. Mi-a dat, Doamne, înțelepciune să cunoști rău și bine, din toată inima să mă încred în tine. Mi-a dat, Doamne, înțelepciune să cunoști rău și bine, din toată inima să mă încred în tine. Câte dorere de mare, pune-mă la încercare, te rog să-mi dai putere și răbdare. Credință, dă-mi putere de credință, știu că toate acestea mi-aduc biință. Ai milă de-a mea credință, dă-mi putere de credință, știu că toate acestea mi-aduc biruință. Fă-mi tu sufletul curat, dă-mi iertare de păcat, ca să pot striga oricând la tine. Și la rău cât și la bine, să mă pot crede în tine. Te rog, Iisuse, ai milă de mine. Mâna ta, mâna ta, las-o peste rana mea, cred, Doamne, că Tu mă poți vindeca. Mâna ta, dragostea ta, las-o peste viața mea, dă-mi putere din puterea ta. Iisuse, nădejdea mea, te rog, ascultă-mi ruga, dar fie, Doamne, voia Ta. Întărește-mi credința, are-mi suferința, să Te mai pot, Doamne, lăuda. Prin lacrimi și suspine, să mă pot bucura în Tine, Te rog, Iisuse, ai milă de mine. Mâna Ta, mâna Ta, lasă peste viața mea, de putere, de puterea Ta. Lăudați să fie Domnul! Slavă Domnului! Domnul Iisus să vă binecuvânteze, mulțumim! Domnul Iisus să vă întărească mai departe în credință și în putere și Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim din suflet pentru mărturie, m-am bucurat din toată inima, slăvit să fie Domnul, și pentru poezie, pentru cântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin! Nu-i gata! Nu-i gata!
Când m-am întors cu rezultatul, domnul a avut altă cântare și așa patru să spun. Cum să nu îți cânte suse? Cum să nu cum să nu îți lau, Doamne, numele Tău sfânt? Am strigat și-am strigat Tine, Doamne, Doamne, și Te-am adorat. Pe mine o păcătoasă Tu m-ai vindecat. Când îți spuneau medicii că nu-i șansa trăi, mi se rupea sufletul pentru soț și copii. După frații de credință, mult îmi părea rău. Și că nu pot să mai laud sfânt numele Tău. Am strigat, m-ai crezut în Tine, Doamne, Doamne, și Te-ai îndorat. Te-ai întins mâna Ta sfântă și m-ai vindecat. Când era mai amărâtă, Tu m-ai cercetat. Ai pus mâna pe cântat și m-ai măsurat. Și-ai găsit, Doamne, în mine mâna Ta iubire. Că nici moartea, nici necazul nu mă despar de Tine. Am strigat, Doamne, 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 inima mea e vindecat fără mână de ori. Am strigat, Doamne, 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 și Te-ai îndorat. Ți-ai întins mâna Ta sfântă și m-ai vindecat. Cum să nu îți cânt, Iisuse? Cum să nu îți cânt? Cum să nu spun eu la oameni ni de pe pământ? Cum să nu îți cânt, Iisuse? Cum să nu îți cânt? Cum să nu spun eu la oameni ni de pe pământ? Că am strigat, m-am crezut în Tine, Doamne, Doamne, și Te-ai îndurat. Pe mine o păcătoasă Tu m-ai vindecat. Ai șters lacrimile mele, m-ai umplut de putere. Inima mea-i mângâiat, m-ai scăpat de durere. Cum să nu îți cânt, Iisuse? Cum să nu îți cânt? Cum să nu spun eu la oameni ni de pe pământ? Că am strigat și-am strigat la Tine, Doamne, Doamne, cel mai mare Domn. Inima mea-i vindecat fără mână de om. Am strigat, m-am crezut, Doamne, Doamne, și Te-ai îndurat. Cu iubire și lălăre, inima mea vindecat. Mărit să fie Domnul. Amin. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus, să vă binecuvânteze. Mulțumim. Mulțumesc că mi-a dat ocazie. Mi-a dat ocazie să pot spun. Ce mare e Dumnezeul meu. Lăudat să fie Domnul.
Amin. N-aș putea să tac. Zicem bun venit și fratele Daniel Rusu, Domnul să-l binecuvinteze. Frate Daniel, mulțumim Domnului că v-a ajutat să veniți în mijlocul nostru în seara aceasta cu ajutorul Domnului pe platforma aceasta Calea către Rai, Domnul să vă binecuvinteze și am dorit cu ajutorul Domnului să ascultăm un cuvânt din partea Domnului, ceea ce Domnul vă pus pe inimă ca să împărtășiți la toți frații, surorile și ascultătorii cuvântul lui Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur să ne revedem. Pentru seara aceasta aș vrea un cuvânt să citesc din Evrei, capitolul 10, de la versetul 37 până la versetul 39. Citesc cuvântul, pagina 1183, ediția Cornilescu, încă puțină vreme, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Aș vrea să vorbesc despre o întrebare care se cuvine să adresăm fiecare dintre noi această întrebare și de ce nu să ne adresăm nouă înșine în primul rând această întrebare. Ce fel de credință ai? Pentru că se pare că în Scriptură găsim mai multe feluri de credință, mai multe feluri de oameni cu diferite feluri de credință și în această seară se pune o întrebare pentru fiecare dintre noi. Noi ce fel de credință avem? Noi trebuie să ne încercăm, noi trebuie să ne verificăm dacă credința noastră este o credință reală, o credință adevărată, pentru că doar o credință adevărată și o credință reală ne va ține în picioare atunci când va veni cel ce vine și care zăbovește în această puțină, foarte puțină vreme și doar prin credință va putea trăi cel neprihănit. Și există și o categorie de credință, o categorie de credincioși așadar, care în perioada aceasta, zice Scriptura, vor da înapoi și sufletul Domnului, cum se exprimă scriitorul Scripturilor, nu își găsește plăcerea în el. Ba mai mult, versetul 39, vine autorul și spune, noi însă, și se identifică într-un grup care au o asemenea credință, nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. O credință pentru mântuirea sufletului. Ce fel de credință ai? Putem avea mai multe tipuri de credință și între noi, între credincioși, pentru că sunt numiți credincioși cei ce au credință. Cei ce n-au credință în Dumnezeu nu sunt numiți credincioși. Sunt mai multe feluri de oameni care n-au credință în Dumnezeu, și atei, și agnostici, și ignostici, și gnostici. Da? Oamenii aceștia nu au credință. Însă vorbim de data aceasta despre niște credincioși, despre niște creștini care au credință în Dumnezeu. Dar ce fel de credință? Pentru că doar una e credința aceea care duce în final la mântuire și când vine Domnul, pe oamenii aceia îi va găsi nedând înapoi, ci fiind pregătiți să fie luați acasă. Prima categorie de credință care o putem avea unii dintre noi este o credință bazată pe ceea ce auzi. În bisericile noastre, între credincioși actuali, sunt mulți oameni care au o credință bazată pe ceea ce au auzit. Avem în Scriptură un om, și anume orbul Bartimeu, care a auzit o grămadă de lucruri despre Domnul Iisus, a auzit la un moment dat chiar că trece Iisus și credința aceea l-a determinat
să ia inițiativa întâlnirii cu Isus. Această întâlnire i-a marcat viața, i-a schimbat viața și traiectoria sufletului său și traiectoria vieții pe pământul acesta. A mers pe drum, conchide evanghelistul Marcu, pe drum după Isus, după ce a fost vindecat. O credință bazată pe ceea ce auzi. Apoi găsim în Scriptură iarăși un om care a avut o credință bazată pe ceea ce a auzit. E vorba despre Iov, omul acesta care a trecut prin așa mari încercări și a fost druncinată toată viața și toată existența. Conchide el în Iov, în capitolul 42, versetul 5 și 6, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Adică ceea ce el credea despre Dumnezeu și concepția lui despre Dumnezeu era bazată pe ceea ce a auzit din tradiția orală a acelor vremuri străvechi, din ceea ce povesteau alții, din ceea ce relatau alții despre Eden, despre părintele Avram, despre mama Eva, care au fost părinții, protopărinții tuturor oamenilor de pe pământ, despre un rai pierdut, despre niște heruvim care rotesc o savie învăpăiată, o credință într-un Dumnezeu creator, o credință care l-a determinat să trăiască o neprihănire, care a fost catalogată de Dumnezeu și apreciată de Dumnezeu ca fiind una bună. Însă vedem că n-a fost suficientă parcă credința aceasta și prin tot ceea ce Dumnezeu l-a trecut, scopul a fost să-l treacă la un alt nivel, la o altfel de credință. Dacă el la început avea să zică, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, acum ochiul meu te-a văzut. Deci așadar, a doua categorie de credință care o putem identifica în Scriptură, prima categorie este credința aceasta pe auzite și bazată pe ceea ce ai auzit și cu siguranță că mulți dintre noi din bisericile noastre am avut sau unii chiar încă au o credință bazată pe ceea ce aud. Oamenii cred ceea ce aud în predică, în mărturii, în diferite, nu știu, poate unii cred prea mult din ceea ce aud. Și de multe ori poate că nu există filtrul acela care ar trebui să existe și care Dumnezeu ni-l cere să-l avem și filtrul acesta se numește Sfânta Scriptură. O grămadă de lucruri auzim și o grămadă de lucruri sunt spuse în zilele acestea. Zeci de mii de vizionări și de ascultări sunt la tot felul de lucruri care poate n-ar trebui noi ca și credincioși, dacă am avea filtrul așezat bine, nici măcar să dăm click sau măcar să ascultăm, să ne facem timp să, nu știu, să risipim din timpul nostru ascultând lucrurile acelea. Ceea ce mă întristează pe mine este când mă uit și văd că nu e scripturală învățătura, că mărturia lui sau persoane respective nu bate cu ceea ce spune Scriptura. Sunt o grămadă de bazaconi, o grămadă de lucrări. Eu sunt pentru prorocie, cred în lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu s-a manifestat în mod extraordinar de multe ori și prin mine. Sunt botezat cu Duhul Sfânt, susțin lucrarea. Cred că există proroci adevărați, dar nu pot să cred tot ceea ce aud. În schimb, o grămadă pentru niște titluri pompoase care sunt puse la anumite clipuri, cred tot ceea ce aud și ascultă cu nesaț așa și fac mii și zeci de mii de vizionări. E o tragedie. Pentru mine e ca și cum aș face un sondaj când mă uit la zecile de mii de vizionări la asemenea persoane, apoi mă uit la comentariile care sunt așezate de desubt și să nu se supere nimeni pe mine, o să spun lucrurile pe față și direct, foarte mult analfabetism biblic, dacă pot să-l numesc așa. Oameni care cred și fac acolo niște exprimări și niște afirmații contrare Scripturilor, oameni buni. Și merg așa în ceea ce mă uit și văd ca un sondaj este pentru mine că atât de multă lume
are o credință care e bazată pe ceea ce aud de la alții. Și poate că de multe ori, dacă nu-i filtru bun la ceea ce auzi de la alții, lucrul respectiv te poate duce în eroare, te poate duce în rătăcire. O credință bazată pe ceea ce auzi. Poți avea la un moment dat nivelul acesta în credință și de ce să nu recunoaștem? E un nivel pe care foarte mulți dintre credincioși, din păcate, încă îl mențin. A doua credință sau a doilea tip de credință care o găsesc în Sfânta Scriptură e credința bazată pe ceea ce vezi. Pe ceea ce vezi. Găsim în Scriptură o femeie, în Luca capitolul 8, sunt așezate în textul acela două persoane. E așezată o femeie care avea o hemoragie, o scurgere de sânge, de 12 ani și în același pasaj, și Luca e foarte atent la detalii când scrie, în același pasaj e alăturată o situație în care o fetiță de 12 ani de data aceasta, a fruntașului sinagogii pe nume Iair, se îmbolnăvește și chiar moare. Iair avea o credință bazată pe ceea ce a văzut. A văzut că Domnul Iisus a putut să vindece pe mulți oameni și femeia cu scurgere de sânge avea o credință bazată pe ceea ce a văzut. A văzut atâția oameni vindecați și și-a zis în sinea ei, doar dacă mă duc și mă ating de el, eu cred că va ieși din mine, din el o putere care, atingându-se de mine, voi fi vindecată, voi fi eliberată de boala mea. Și Iair își ducea credința până la nivelul acesta. Dacă fetița mea e bolnavă, am văzut pe învățătorul vindecând atât de mulți bolnavi și cred că învățătorul poate să vindece și fata mea. Când fetița a murit, credința oamenilor din jur, împreună cu credința lui Iair, s-a prăbușit. Pentru că au venit și au spus, nu mai deranja, nu mai supăra pe învățătorul, pentru că fetița a murit. Cu alte cuvinte, credința noastră e până aici. Până unde merge credința ta? Puneți o întrebare în timp ce mă asculți. Până unde mergi cu credința ta? Zice Scriptura că când au venit oamenii aceia, i-au spus, nu mai supăra pe învățător, fiica ta a murit. Și uitați-vă ce zice Domnul în versetul 50 din Luca, capitolul 8. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Da? Deci, ce ciudat contrast în textul acesta. Vă aminteam femeia cu scurgere de sânge, conform legii, femeia aceasta n-avea ce căuta în sinagogă. Conform legii, femeia aceasta nu a intrat în contact cu cuvântul în ultimii 12 ani, pentru că datorită hemoragiei ea era considerată necurată și nu avea nicio șansă să se apropie de cei din sinagogă, care cu siguranță că se străduiau să se păstreze curați în conformitate cu legea. Și ce contrast între ea, așadar, și omul acesta care a stat cu legea în mână în ăștia 12 ani. El închidea și el deschidea locul unde erau ținute sulurile. El era fruntașul sinagogii. El citea din Tora în fiecare zi de sabat. El era cel care organiza slujbele religioase și omul acesta are o credință limitată, bazată doar pe ceea ce vedea. A zis, până aici eu cred, nu l-am văzut niciodată învind vreun mort, așadar nu cred că poți să învie morți. Dar l-am văzut vindecând. Și pentru că l-am văzut vindecând, cu siguranță poate să o vindece și pe fetița mea. Și cei din jurul lui împărtășeau aceeași credință. O credință bazată pe ceea ce vezi.
E o credință care o avem mulți dintre noi, o credință care vedem în ultima vreme parcă e tot mai zdruncinată, că vedem tot mai puține. Parcă lucrurile care le vedem sunt tot mai puține și, din păcate, există această învățătură care se propagă tot mai mult, că astăzi nu mai sunt minuni. Noi credem că mai sunt minuni și astăzi. Noi credem că minunile au scopul să confirme că ceea ce credem noi e bine și pentru unii, de ce nu, să producă credință. Și mă rog ca Dumnezeu să lase cât mai multe minuni în poporul său și Dumnezeu să facă cât mai multe vindecări și eliberări și de ce nu învieri din morți ca altă dată, pentru că Dumnezeu are putere să facă lucrul acesta. Însă credința mea și credința fiecăruia dintre noi trebuie dusă mai departe, trebuie dusă la alt nivel. Da? Așadar, avem o credință bazată pe ceea ce auzim, da? Și e un nivel de credință. Apoi avem o credință bazată pe ceea ce vedem, da? La fel ca Iair, la fel ca cei din jurul lui, la fel ca femeia aceasta cu scurgerea de sânge, care mă gândesc așa epuizată. Cred că din cauza asta ea a zis: doar să mă ating de poala hainei lui, pentru că probabil atât de epuizat era fizic, pentru că să ai hemoragie 12 ani, te epuizează de toate forțele tale. Probabil acolo era nivelul unde ea putea să-l mai atingă, pentru că mă gândesc așa, a mers târâș în patru labe de a putut să se atingă. A fost credința ei. Dacă îl văd, dacă mă ating de el, în urma acestei credințe eu mă voi vindeca. O credință care, de altfel, dacă ar fi să o catalogăm, era mai mare decât a sutașului. La sutaș Domnul îi se adresează și îi spune: nu te teme, crede numai. Iar când a venit vorba de femeie, Domnul se uită și zice: cine s-a atins de mine? Zice versetul 45: fiindcă toți tăgăduiau Petru și cei ce erau cu el, au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmburzești, mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Da? Și apoi, versetul 48, când femeia e dată pe față, Domnul îi se adresează prin: îndrăznește, fică, adică treci și tu la nivel, credința ta te-a, ce a făcut credința ta? Te-a mântuit, du-te în pace. Da? O credință așadar bazată pe ceea ce auzim, o credință bazată pe ceea ce vedem și găsim în Scriptură un alt nivel de credință la care îmi doresc să ajungem fiecare dintre noi și să trăim fiecare dintre noi o credință bazată pe cel pe care îl vezi. Da? Nu știi ce va face, nu știi cum va face, dar te încrezi în el. Te încrezi în el. Și găsesc aici cel puțin câteva persoane în Scriptură care au dat dovadă de o asemenea credință. Și unul dintre ei este sutașul. Dacă ar fi să analizăm puțin situația sutașului acela care l-a mirat pe Domnul Isus, l-a făcut pe Domnul Isus să se mire de așa credință și să zică: Domnul, că eu așa credință n-am văzut în tot Israelul, da? În Israel. O credință bazată într-un mod extraordinar pe cel pe care îl vezi. Și vreau să vorbesc puțin despre credința aceasta a sutașului, care cred că e credința de care avem nevoie toți. Și mă rog să ne dea Domnul tuturor. Ce zice sutașul, dacă ar fi să analizăm, nu? În capitolul 8 din Evanghelia după Matei, a venit un sutaș și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc, se chinuiește cumplit. Și Domnul zice: am să vin să-l tămăduiesc. Și sutașul zice: Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt. Uitați-vă unde bate credința acestui sutaș și ce nivel de credință are omul ăsta. Zice, dați-mi voie să parafrazez puțin ceea ce zice el. Citim întâi ce zice el: căci și eu sunt sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robul meu făcutare lucruri și îl face. Cu alte cuvinte, omul ăsta zice: eu cred că tu ești autoritatea supremă aici.
Și când tu poruncești, tu ca autoritate supremă, că nu-i nimeni autoritate supremă decât Dumnezeu, uitați-vă ce diferență între fruntașul sinagogii, între femeia cu scurgerea de sânge, între ceilalți care au mai fost amintiți și care găsim în Scriptură că au fost atinși de Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu. Ei vedeau în el, chiar și Marta și Maria, vedeau în el un vindecător. Poate chiar unul care are putere să învieze morți. Și Elisei a înviat morți. Și Ilie a înviat, nu? Găsim mai multe situații în Scriptură când au fost înviați morți și oamenii aceia nu erau Dumnezeu, erau proroci lui Dumnezeu. Dar când vorbim despre sutașul acesta, el vede în Hristos, în Domnul Iisus, vede pe Dumnezeu. Și zice, eu care sunt ostaș, sutaș, eu am autoritate peste 100. Deasupra mea există un general care are autoritate peste mine și deasupra generalului există împăratul care are autoritatea supremă. Vorbim de o ierarhie. Dacă împăratul dă un ordin, generalul nu discută, îl transmite mai departe. Dacă generalul îmi dă-mi un ordin, eu nu discut ordinul, ci îl execut. Adică tu reprezinți autoritatea supremă. În cultura acelor vremi, să spui cuiva că a lui cuvânt are putere de viață și de moarte, are putere de vindecare și de eliberare, nu puteai să spui în dreptul cuvântului unui om simplu lucrul acesta. Ci cuvântul respectiv, logosul, acela care zice și se face, reprezenta doar cuvântul lui Dumnezeu. Sutașul vede în Hristos, în Domnul Iisus, pe Dumnezeu. Și când a auzit aceste vorbe, Domnul Iisus a mirat și a zis celor ce veneau după el, da? Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Că a venit la Isei și Isei nu l-au primit. Și apoi continuă Domnul mai departe mesajul și spune, vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu ai voștri, cu Avram, cu Isaac și Iacov în împărăția cerului. Și mulți din fii împărății vor fi aruncați în întunericul de afară. Da? Și Domnul mai apoi se îndreaptă spre sutaș și zice, sutașul, du-te și fac-ți după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Da? Ei, uitați-vă ce credință extraordinară. O credință bazată pe cel ce-l vezi. În mod nevăzut, tu-l vezi. Da? Credința aceasta este de nivelul credinței lui Avram. Un Avram care aude o voce. N-a văzut pe nimeni, dar aude o voce. Și începe să aibă o relație cu cel care îi vorbea. Și parcă din ceea ce înțelege el despre cel ce îi vorbea, și din revelația care o primește de la cel ce vorbea, începe parcă să-și imagineze în mintea și în gândirea lui cum este cel ce îi vorbește și îi dă diferite nume. El Eloie, Elohim, Domnul oștirilor. Da? Mai apoi se revelează poporului Israel cu numele de Iahve. Dar dacă citești istoria lui Avram și modul în care Dumnezeu îi se descoperă treptat și progresiv lui Avram, vezi cum în mintea lui Avram Dumnezeu capătă un contur în gândirea lui și în percepția lui, că mai apoi în anumite situații extreme el știe cum să-l abordeze pe Dumnezeu, parcă înțelegându-l pe Dumnezeu și Dumnezeu înțelegându-l pe el că e anapoda, poate, exprimarea asta și Dumnezeu îl numește pe Avram prietenul lui. Un prieten nevăzut, dar pe care îl iubești într-un mod extraordinar. Un prieten pe care nu l-ai văzut niciodată față în față. Chiar dacă a fost teofania aceea la stejarii lui Mamre, Dumnezeu n-a fost văzut de Avram în mod concret, în toată măreția și atotputernicia și slava lui. Că nu poate om să-l vadă și să moară. Și să trăiască să nu moară. Și în ciuda acestui lucru, credința lui Avram este atât de uimitoare și atât de ancorată în acest Dumnezeu nevăzut care îi se revelează progresiv, îi se descoperă progresiv, da? Încât el, fără să vadă minuni, crede în el. Încât fără să audă de la alții despre el,
multe lucruri, el crede în el pe baza relației pe care o stabilește el însuși cu Dumnezeu. Asta e credința pe care îmi doresc să o aibă fiecare dintre noi. Indiferent ce îmi vor zice alții. Dacă ei se vor prăbuși, că e posibil într-o zi am crezut pe baza spuselor unora și când voi auzi despre ea că s-au prăbușit și au falimentat și de fapt poate n-au fost așa cum s-au arătat, posibil să mi se prăbușească și credința. Am fost vindecat și poate într-o zi mă îmbolnăvesc și dacă credința mea a fost bazată doar pe ceea ce am trăit și am văzut și alții au murit, poate la fel credința s-ar putea să fie zdruncinată și să se piardă. Că și la Petru s-a rugat Domnul și pentru el și pentru ceilalți ucenici să nu se piardă credința voastră. Cei doi ucenici pe drumul spre Emaus au văzut o grămadă de minuni în aia 3 ani și jumătate de ucenicie pentru Domnul și credința lor era una greșită, pentru că aveau o concepție greșită despre Dumnezeu. Din cauza asta vreau să accentuez și să subliniez. Credința care îl uimește pe Domnul, credința care îl impresionează pe Domnul, e credința aceea care vine dintr-o concepție corectă despre Domnul, despre Dumnezeu. Haideți să mai luăm un exemplu. Pe lângă Sutaș, pe lângă Avram, să luăm femeia aceea cananeancă care avea o fetiță robită rău de un demon. E pasajul pe care îl găsim în Matei, în capitolul 15, da, de la versetul 21. Femeia aceea cananeancă a venit din ținuturile acelea, a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, Adonai, îi se adresa. Da? Cuvântul acesta, Doamne, era unul dintre termenii, unul din termenii cu care te adresai lui Dumnezeu, Adonai Elohim. Evreii evită să folosească cuvântul Iahve. Iahve sau Jehova sau Iahve înseamnă ceva mult prea profund, da? Cineva care există prin el însuși și e atât de profund Dumnezeu încât nu poți să-i rostești numele. Evreul care e ultra-ortodox va evita. Eram în Israel și am folosit numele acesta într-o discuție cu un evreu ultra-ortodox și s-a mirat de mine cu câtă ușurință vorbesc eu despre Iahve. Da, ei evită. Și atunci femeia aceasta îi se adresează și spune: Adonai, Doamne, Stăpâne, ești fiul lui David. Eu sunt cananeanc, eu sunt din zona aceasta Tirului, Asidonului, dar ai milă de mine, tu ești singura șansă. Da? Domnul nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar Domnul testa acolo ceva. Da? Domnul o înjosește, parafrazăm puțin, o face câine, dar ea zice: și câine să mă faci, tu rămâi stăpânul. Indiferent cum mă faci tu pe mine și ce spui tu despre mine, tu în mintea mea ești stăpânul și până și căței mănâncă de la masa stăpânilor. Vedeți, o credință care vine dintr-o concepție corectă despre Dumnezeul cu care avea de-a face. Dacă n-ai o concepție corectă despre Dumnezeu, din cauza asta am spus ceea ce am spus la început cu aceste 10.000 de vizionări, te pot perturba de la o concepție corectă despre Dumnezeu. Singura care îți dă o concepție corectă despre Dumnezeu e cartea asta. De aceea trebuie să o citești cel mai mult. Că în vremurile din urmă vor veni să facă semne și minuni. Vor coborâ foc din cer. Anticristul va face ce n-au făcut toți Hristos și mincinoși de-a lungul timpului. Și pe mulți va duce în eroare. Credeți că va duce în eroare pe agnostici și pe atei? Nu, pe credincioși ăștia care nu-și bazează credința pe o concepție corectă despre Dumnezeu. Vor fi înșelați. De-aia zice Iuda, vă îndemn să luptați pentru credința dată, Sfinților, o dată pentru totdeauna, dar să o cunoașteți, că vor veni tot felul de oameni care vă vor înșela. Ei, o concepție corectă despre Dumnezeu îți aduce o credință corectă în acest Dumnezeu. Și indiferent ce îți va face ea, cum vor evolua lucrurile în viața ta,
tu rămâi sigur pe Dumnezeu. Femeia asta era sigură pe caracterul Domnului Iisus. Mă faci cățel, te faci că nu mă auzi, există o perioadă când taci, mă încred în caracterul tău. Pe tine nu te afectează circumstanțele care mă aflu eu. Tu rămâi Dumnezeu suveran și dacă tu zici un cuvânt, fetița mea se va tămădui. Și uitați-vă cum continuă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a oprit, i-a zis, femeie, o femeie, mare este credința ta. O credință care uimește pe Domnul, o credință care impresionează pe Domnul, facă-ți-se cum băiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Eu cred că și dacă nu se tămăduia fiica ei, ea tot rămânea ancorată în credința ei. O credință care mai apoi o are și Pavel. Pavel are felul acesta de credință. Și vine Domnul și spune, Pavel, zice, m-a rugat de mai multe ori să-mi ia Domnul țepușul. Eu care de multe ori m-a rugat pentru alții și alții s-au vindecat. Alții au înviat în urma rugăciunii ca Eutih. Nu? Și eu cu țepușul. Și Domnul îi zice, auzi, Pavel, harul meu îți este de ajuns. Ce fel de credință ai? Ai o credință bazată doar pe ceea ce auzi? Ce zic alții despre experiențele lor? S-ar putea să auzi într-o zi că cineva a postit 3 zile și pentru că a postit 3 zile, Dumnezeu i-a ascultat o rugăciune. Și tu să postești și tu 3 zile și rugăciunea ta să nu fie ascultată. Și atunci credința ți se zdruncină. Nu e o credință bună. Apoi s-ar putea să ai o credință bazată pe ce vezi, că li s-a întâmplat altora și să zici, mi se poate întâmpla și mie. Și într-o zi Dumnezeu să aleagă să nu lucreze cum a lucrat în viața altora, cum ai văzut tu la alții. Dar dacă ajungi să ai credința bazată pe revelație, pe descoperirea ta proprie despre Dumnezeu, pe modul în care Dumnezeu ți s-a descoperit ție însuși și l-a experimentat, și credința aceasta crește, da? Neprihănirea, credința crește ca lumina, zice, așa cum răsoare dimineața soarele și la amiaz, e la cea mai mare intensitate, așa e și credința credinciosului. Și neprihănirea merge ca lumina până în miezul zilei, da? Ei, astea merg mână în mână. Și când o să ai o asemenea credință, bazată pe cel care îl cunoști, da? Pe care îl descoperi tu însuți, oricât s-ar lepăda, oricât s-ar lăsa, oricât s-ar prăbuși, tu rămâi în picioare. Credința ta nu e bazată pe ce zic oamenii, nu e bazată pe ce ai văzut la alți oameni, ci credința ta e bazată pe cel pe care l-ai experimentat și îl experimentezi în fiecare zi. Asta e o credință de plină. Zice cartea Evrei, capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem cu credință deplină. Știți ce înseamnă credința deplină? Trăirea realităților cerești aici. Credința aceasta îl impresionează pe Domnul Iisus, îl uimește. Și pentru că, de fapt, a crede, ce înseamnă? A te încrede. Și întotdeauna o asemenea credință va produce caracter. Credința aceasta nu va fi doar o credință de conjunctură, ci o asemenea credință care îi place Domnului și care o dorește Domnul să o avem fiecare dintre noi, va fi credința care va produce caracter. Și uitați-vă ce zice a doua epistolă lui Petru, capitolul 1, versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință. Și toate lucrurile acestea vor produce în voi caracterul acesta, care Dumnezeu îl dorește. În 1 Tesaloniceni, vreau să citesc capitolul 1, versetul 3, uitați-vă ce zice Apostolul Pavel aici. Ne aducem aminte, fără încetare, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre. O credință care lucrează sau produce caracter. Vedeți dumneavoastră și dracii cred, dar nu au caracter. Dracii cred și poate de multe ori dracii cred mult mai mult decât cred unii credincioși. Pentru că dracii îl cunosc pe Dumnezeu cine este, ei au stat în prezența Lui și au căzut din prezența Lui.
Noi n-am fost încă acolo, dar ei n-au caracter. De aceea, credinciosul adevărat, plăcut înaintea Domnului, e credinciosul a cărui credință lucrează caracter. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să creștem în credință. Poate unii sunt la nivelul credinței bazate pe auzire. Treci mai departe. Poate unii sunt la nivelul credinței bazate pe ceea ce au văzut, că au experimentat alții. Treci mai departe. Pentru că Psalmul 78 vine și spune ce am văzut, ce știm de la părinții noștri. Nu vom ascunde de copiii noștri, de ce? Ca și ei să experimenteze ce au trăit alții. Eu nu pot să-mi bazez credința pe experiența altora. Eu am nevoie să cred, să experimentez și apoi cred mai mult și mă încred în cel pe care îl cunosc și mi se descoperă. Facă Domnul să ajungem la nivelul acesta al credinței depline, când să experimentăm fiecare dintre noi realitățile cerești, aici, pe pământul acesta, să se uite Dumnezeu spre noi și să fie onorat prin credința noastră, ceilalți, privind spre credința noastră, să fie motivați să calce pe urmele noastre, pentru că noi vom fi cu adevărat niște oameni credincioși. Să știți că oamenii originali, adică care au o credință reală, atrag pe alții. Fake-urile nu țin mult. De asta nu are succes pocăința în anumite locuri, pentru că e foarte mult fake. E o credință care nu produce caracter. E o credință care nu transformă. Și cu siguranță că în locurile acelea, deși poate altă dată au fost multe mișcări și treziri, se vor stinge încet încet și nu vom mai auzi. Va rămâne o tristă amintire. Dar oriunde vor fi oameni a căror credință va fi bazată pe ceea ce trăiesc ei în fiecare zi și descoperă din Dumnezeu, acolo credința aceea va produce caracter, oamenii vor fi schimbați, oamenii din jur vor fi atrași de originalitatea oamenilor acelora și în felul acesta oamenii vor cunoaște mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Mă rog, fiecare ascultător de pe grupul acesta, fiecare dintre cei care poate vizionează sau vor viziona cândva acest mesaj, să aibă credința aceea dată Sfinților, dată pentru totdeauna, credința la nivelul la care Dumnezeu dorește să trăim fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Amin, amin, Domnule, și să vă binecuvânteze, frate Daniel. Acum vă rog frumos să înălțați o rugăciune pentru cuvântul care s-a vestit. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să-ți mulțumesc, Doamne, că credința este darul Tău. Ai așezat în inima fiecare dintre noi acest dar al credinței și ca o sămânță ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să îngrijim ca această sămânță să crească, să odrăzească și să aducă rod într-un caracter frumos al sfințirii înaintea Ta. Binecuvintează fiecare ascultător al cuvântului Tău. Binecuvintează mesajul ce a fost rostit în inimile noastre și fă ca această sămânță bună a cuvântului Tău să aducă rod în viața fiecare dintre noi. Mărește credința noastră. Ridică-ne la nivelul la care dorești ca noi să trăim în credința noastră. Și ajută-ne mereu și mereu, Doamne, în urma umblării cu Tine să devenim tot mai credincioși, să rămânem tot mai încrezători în Tine, în caracterul Tău și în felul acesta, prin Duhul Sfânt și prin cuvântul Scripturii, să dobândim în noi sfințenia Ta, caracterul Tău și umblarea în voia Ta. Îți mulțumesc, pun numele Tău peste fiecare ascultător și doresc ca protecția Duhului Tău cel Sfânt să rămână mai departe peste noi toți. Amin. Amin, amin, lăudați să fie Domnul, mulțumim Domnului. Frate Daniel. Slăviți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Vă rugăm, să duceți mai departe cuvintele noastre de mulțumire în familie și în biserică unde mergeți din partea tușasului de pe grupul de rugăciune Calea către Rai. Mulțumim Domnului că și Domnul v-a îmbrănicit și vă rugăm dacă mai găsiți cu cale și aveți dragoste să mai veniți. Amin, cu toată dragostea. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, frate Daniel Rusu. Domnul să vă Amin. Întărească. Amin.
O să aveți un frate proaspăt acolo pe grup, Domnul să-l binecuvinteze, care o să mai contribuie și el să ajute grupul. Domnul să vă întărească în continuare. Pace și binecuvântare. Pace, Domnule, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim încă o dată. Domnul să fie cu dumneavoastră și cu noi. Amin. Am vrea mai departe cu ajutorul Domnului să ascultăm sora Olga să laude pe Domnul cu o cântare, sora Geta și fratele Virgil și apoi mai anunțăm. Sora Olga? Da, în pacea Domnului. O să cânt eu? Sau? După sora Geta? Dumneavoastră acum. Da, să fiți binecuvântat de Domnul. Și tot de pe grup. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare, prin dragoste și harul său nădăjduiesc și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnică pierzare. Prin dragoste și harul său nădăjduiesc și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnică pierzare. O licărire infinit e viața mea întreagă, dar pentru mine s-a jertfit Iisus, din cer m-a mântuit și-o viață fără de sfârșit de veșnicii mă leagă. Dar pentru mine s-a jertfit Iisus, din cer m-a mântuit o viață fără de sfârșit de veșnicii mă leagă. Țărână trecătoare sunt, dar cred în nemurire, căci Duhul Celui veșnic sfânt îmi dă putere și avânt să pot pleca de pe pământ dincolo-n strălucire, căci Duhul Celui veșnic sfânt îmi dă putere și avânt să pot pleca de pe pământ dincolo-n strălucire. Sunt călător spre țara mea, cu Domnul am izbândă. Mi-a scăzut dreapta sa, o, Doamne, Tu nu vei lăsa, nici când să cadă în lupta grea, ființa
mea plăpândă, mie că uză dreapta sa, o, Doamne, Tu nu vei lăsa nici când să cadă în lupta grea, ființa mea plăpândă. În glas de ciocârli duios și-n vuietul de ape, în flori și-n tot ce-i mai frumos, în cei răscumpărați de jos, iubirea sfânta lui Hristos o simt tot mai aproape. În flori și-n tot ce-i mai frumos, în cei răscumpărați de jos, iubirea sfânta lui Hristos o simt tot mai aproape. Eu am aflat în Creator și pacea și menirea. Stăpân al vieții ziditor, Tu mi-ai dat lacrima de dor să te iubesc, să mă-nfior și să-ți aștept venirea. Stăpân al vieții ziditor, Tu mi-ai dat lacrima de dor să te iubesc, să mă-nfior și să-ți aștept venirea. O, vino, Doamne, mai curând, o, vino, mai degrabă. Te-așteaptă mireasa plângând, în nopți de veche așteptând, să vii, să o iei de pe pământ, să o duci cu tine în slavă. Te-așteaptă mireasa plângând, în nopți de veche așteptând, să vii, să o iei de pe pământ, să o duci cu tine în slavă. Amin, glorie lui. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze, soră Olga. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Sora Sanda. Sora Jeta. Îmi cere tare că până îmi pun astea la loc. Slăviți să fie Domnul Iisus. Thank you.
pietrele joase, dar printre ele vei găsi mărgăritare prețioase. Să fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Mulțumesc, ora zinda. Domnul să fie cu dumneavoastră mai departe în slujire și Domnul să fie lăudat. Acum, fratele Virgiliu, după fratele Virgiliu, rugăm pe sora Sanda să laude pe Domnul și apoi fratele Cristian. Binecuvântat și onoarea să fie Dumnezeu. M-auziți, cred că da? S-aude. Aș dori să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am reușit cu ajutorul Domnului să intru puțin cu dumneavoastră la părtășie. V-am ascultat cu mare drag și am reușit cu ajutorul Domnului într-o împrejurare, chiar că dacă sunt aici în spital, fac tot posibilul ca nu cumva să deranjez și nu cumva să fac un lucru pe care nu este potrivit cuvântului Dumnezeu. Dar aș dori că în seara aceasta să laud pe Domnul cu cântarea la scăldătoare din Betesda. Facă bunul Dumnezeu, Dumnezeu să facă o scăldătoare pe grupul acesta, cale către rai, și fiecare dintre dumneavoastră să plecați la lucrurile dumneavoastră pe care le faceți, să plecați vindecați, să facă bunul Dumnezeu în seara aceasta o vindecare sufletească, lucrul acesta îl doresc din toată inima. Amin. La scălătoarea din Betesda, din cer se cobora un înger, cu vindecarea cea cerească, pentru bolnavi ca să primească. La scălătoarea din Betesda, din cer se cobora un înger,
Cuvine de care acea cerească, pentru bolnav ca să primească. Mare ți-e, Doamne, înturarea, pentru acei ce au o boală, căci pentru ei Tu ești salvarea. Și pentru ce mare drală, mare ți-e, Doamne, înturarea, pentru acei ce au o boală, căci pentru ei Tu ești salvarea. Și mila Ta mă este mai mare. Sunt mult, Doamne, în suferință, și biserica se roagă. Adă Tu, Doamne, binecare pentru mulți frați, copii și mame. Mare ți-e, Doamne, înturarea, pentru acei ce au o boală, căci pentru ei Tu ești salvarea. Și mila Ta care e mare, mare ți-e, Doamne, înturarea, pentru acei ce au o boală, căci pentru ei Tu ești salvarea. Și mila Ta care e mare, mărit să fie, Doamne. Pe Doamne aici o scăldătoare, prin harul Tău în adunare, din cerul Tău sfânt să coboare, ca să aducă vindecare. Mare ți-e, Doamne, înturarea, pentru acei ce au o boală, căci pentru ei Tu ești salvare. Și mila Ta care e mare, mare ți-e, Doamne, înturarea, pentru acei ce au o boală, căci pentru ei Tu ești salvarea. Și mila Ta care e mare, lăudat să fie Domnul Iisus. Amin. Slavă Domnule, Domnul Iisus să te binecuvânteze, frate Virgilie. Să treacă și pe la scăldătoare unde ești netare, Domnul să te binecuvânteze. Fii binecuvântați, frații mei, de Domnul Iisus. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Slavi să fie Domn. Casa Ta mai sunt și azi altare, în casa Ta mai arde focul oare, în casa Ta mai este azi cuvântul și doar așa nu te va bate în casa Ta, mai și azi cuvântul, căci doar așa nu te va bate vântul. În casa
Mai sunt idolii lumii să macinați semințele minciunii, să fugi mereu de tot ce e înălțare și apoi vei fi la marea sărbătoare. Să fugi mereu de tot ce e înălțare și apoi vei fi la marea sărbătoare. În casa ta mai este azi lumină, în rugăciuni, în poș, în disciplină, că doar așa soțul și soția în ceruri vor avea ei veșnicia, că doar așa soțul și soția vor moșteni în ceruri veșnicia. În casa ta mai este armonie, când cerul tot ți-aduce bucurie, căminul tău a fost și pentru alții venit au des surorile și frații, că a fost și pentru alții venit au des surorile și frații. În casa ta ca Iosua să spui că tu cu ai tăi lângă Domnul rămâi, chiar dacă toți își schimba stăpânul, tu vei striga ca Domnul nu-i niciunul. Chiar dacă azi își schimba tot stăpânul, eu voi striga ca Domnul nu-i niciunul. Eu voi striga ca Domnul nu-i niciunul. Amin. Mărit să fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Slavă Domnului. Amin. Domnul, și voi. Să fiți binecuvântați toți. Pace. Slavit să fie Dumnezeu. Amin. Am dat de cântarea aceasta seară și am cântat-o până am învățat-o. Până am mult de seară. Că știu că vine clipa și dorii divine, când vom păși în sfânta
cetatea noi vei. Paradis, medule de slavă ta, cântă-ta de plaiu, ce de noi vom cura. Paradis, acolo vrea să fie, și să uităm de tot, de plâns, amar și chin. Ne cheamăm cu dor să vii cât mai curând. Te așteaptă toți martirii, te aștept și eu plângând. Te așteaptă ta mireasă, te așteaptă celor pași. Să vii să-i duci acasă, pe sfântul tău liman. Paradis, mi-e dor de slavă ta, cânta ta de plaiuri, când noi vom gura. Paradis, acolo vrea să fii, și să uităm de tot, de plâns, de amar, de chin. Te așteptăm chiar dacă tu vrei că te bovești. Curând pe nori de slavă, Iisus să-i scăsosești. Ce bucurie mare va fi în acea zi, când vom fura spre cerul, spre sfinte bucurii. Paradis, e dor de slavă ta, cântă ta de plaiuri, când noi vom cura. Paradis, acolo vrea să fim, și să uităm de tot, de plâns, amar și chin. Paradis, mi-e dor de slavă ta, cânta ta de plaiuri, când sunt noi vom cura. Paradis, am vrea să fim și noi, și să uităm de tot, de plâns, amar și chin. Domnul să te binecuvânteze, frate Cristian. Domnul să te binecuvânteze, frate Cristian. Domnul să te binecuvânteze. Frați și surori, cu ajutorul Domnului ne apropiem de final. Am vrea ca să facem și o rugăciune în seara aceasta. Vom aduce înaintea Domnului, în rugăciunea noastră, pe toți frații și surorile noastre care au nevoie de sănătate, într-un rol de vindecare, cei care au probleme familiare. Vom aduce înaintea Domnului vestitorii Evangheliei, frații noștri care vestesc Evanghelia și pe grupul de rugăciune aici și oriunde sunt chemați la slujire, Domnul să-i binecuvinteze. În special ne vom ruga și pentru fratele păstor Rar, așa cum amintea sora Oltea, ne vom ruga ca Domnul să se îndure de el, să-i dea izbăvire, să-i dea biruință, să completeze lipsurile și nevoile de care are nevoie acolo, în India. Domnul să se îndure și să aducă izbăvire. Vă mulțumim Domnului pentru că El a fost bun și astăzi ne-a trimis cuvântul Său prin frații noștri care ne-au mărturisit despre bunătatea și dragostea Lui Dumnezeu și despre revenirea Domnului Iisus Hristos, despre pregătirea noastră pentru a ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu, a aștepta pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Vrem ca să facem această rugăciune, rog pe fratele Vasile, care e venit în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvinteze, să înalță această rugăciune pentru cauzele acestea care le-am adus, le-am amintit. Ne vom ruga și pentru țara noastră, România, pentru pace și liniște, ne vom ruga și pentru Orientul Mijlociu, pentru Israel, pentru țările de acolo care sunt lângă Israel, Domnul să se îndure și să aducă izbăvire, să lase pace între oameni, înțelegere. Ne vor ruga în mare așa pentru toate continentele și pentru
Statele Unite și pentru Australia și pentru Europa, Domnul să se îndure și să lase pace între oameni. Și în urmă v-aș și mulțumi, Domnule, pentru timpul petrecut în seara aceasta și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Frate Vasile, vă rog să înălțați rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim, Doamne, înaintea Ta între aceste momente de seară. Venim cu recunoștință să-ți mulțumim pentru dragostea care Tu ne arăți în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că și bunătatea Ta se înnoiește în fiecare dimineață față de noi, Doamne. Am mai trecut o zi în viața noastră în care am avut această posibilitate să ne refacem relația cu Tine, Doamne. Să ne fortificăm în credință, Doamne, și în relația cu Tine îți mulțumim. Îți mulțumim pentru această seară binecuvântată, căci am stat, Doamne, împărtășie cu cuvântul Tău. Îți mulțumim căci am putut ridica către Tine, Doamne, înălța către Tine cuvinte de laudă prin cântare, prin rugăciune, Doamne. Îți mulțumim căci Tu ne onorezi cu prezența Ta, Doamne. Te rog să binecuvintezi acest grup de frați. Binecuvintează lucrarea, Doamne, la care ei sunt angrenați. Îți mulțumesc că sunt și eu acum în mijlocul lor, Doamne. Mă aflu printre ei și lucrul acesta pentru mine este o binecuvântare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce ne-ai vorbit într această seară prin robul Tău, fratele Daniel, Doamne. Te rog să-l binecuvintezi pe el și familia lui și lucrarea care el o face, Doamne. Te rog să binecuvintezi pe frații slujitori care se ocupă cu a misiona, Doamne, pe grupurile acestea online. Tu să-i binecuvintezi, să binecuvintezi pe frații și surorile care se ostenesc ca lucrarea Ta să meargă pe acest grup, să continuă, Doamne. Și totul să fie spre slava Ta și pentru pocăința noastră. Te rog, Doamne, să lași pace în țara noastră dragă, în România. Să lași pace, Doamne, în țările care acum sunt conflicte. Te rog, Doamne, să Tu să fii la cârma tuturor lucrurilor și să ne mărești credința și să trăim prin credință, așa cum am învățat într această seară, Doamne. Te rog să binecuvintezi țările îndepărtate, să binecuvintezi copiii Tăi, Doamne, să-i porți de grijă acolo unde ei se află, pe continente îndepărtate și unde se ostenesc, Doamne, pentru lucrarea Ta. Te rog, Doamne, Tu să fii în controlul tuturor lucrurilor mai departe, Doamne, așa cum ne-ai demonstrat că Ce ești, Doamne. Îți mulțumim pentru această seară binecuvântată, în credință în frațe și surorile de pe acest grup, în mâna Ta, Doamne. Și casele noastre să fie sub protecția Ta, Doamne. Îți mulțumim, rămâi cu noi că este seară, Doamne. Ajută-ne să-ți rămânem la picioare, ajută-ne să iubim cuvântul Tău, părtășia cu Tine, Doamne, rugăciunea. Ajută-ne, Doamne, să fim acei oameni care să contribuim la împărăția Ta și să lucrăm, Doamne, pentru Tine. Îți mulțumim pentru darul nemeritat, pentru mântuirea care ne-ai oferit un dar, deși Te-a costat atât de mult, Doamne, sângele scump al Domnului Hristos. Îți mulțumim. Te rugăm să rămâi cu noi mai departe, iar noi îți vom sluji, Doamne, și ne vom închina numelui Tău până în veci de veci. Amin. Amin, amin. Mulțumim, Domnul, să vă binecuvinteze, frate Vasile. Domnul să fie. Domnul să vă binecuvinteze. Slavă Domnului. Frați și surori, mai întâi de toate, mulțumim Domnului că și a fost prezent în seara aceasta, în ziua aceasta, între noi, prin Duhul Sfânt, prin cântare de laudă, prin poezie, prin mărturie, prin cuvântul Evangheliei, mulțumim Domnului. Mulțumim pe calea aceasta și sora Oltea, Domnul să binecuvinteze pentru traducere, amin, pentru puterea aceasta de a sluji și de a aduce cuvântul și celor care sunt de altă limbă, care nu cunosc limba română. Domnul Iisus o binecuvinteze și dă-i putere mai departe în slujire, în lucrare. Mulțumim fratele păstor Ghiță Vaipan, Domnul să-l binecuvinteze, care întotdeauna ne poartă de grijă și aduce frați cu care să ne bucurăm. Domnul să-l binecuvinteze, mulțumim să-l binecuvinteze familia, sora Rodica, copiii, Domnul să fie lăudat. Mulțumim apoi pentru frații și surorile care au slujit în seara aceasta. Poate nu mai enumerez, că poate scăpe vreunul și apoi să nu se supere cineva.
toți frații și surorii care am fost prezenți, am slujit Domnul într-un fel sau altul, îi mulțumim Domnul, Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească osteneala la fiecare în parte și Domnul mai departe să rămână cu noi. Acum aș vrea să spun, așa cum spune și fratele Raj de fiecare dată, citim cuvântul Domnului, medităm la el, îl trăim în viața noastră de toate zilele și Domnul să ne binecuvinteze, amin, amin. Domnul să fie lăudat în toate. Frate, surori, în rugăciunile noastre mai amintim în special de fratele, pentru fratele Raj ne mai rugăm, pentru misiunea de acolo, din India, Domnul să-i poarte de grijă, să-l binecuvinteze pe el, familia lui și lucrarea care o face împreună cu ceilalți slujitori ai Evangheliei care să luptă și să străduiască în țara și să aducă cuvântul Domnului și celor care sunt nemântuiți, Domnul să-l binecuvinteze în lucrare, el să-l ocrotească și să-l păzească și să-l țină credincios. Amin. Acum aș dori să vă anunț cu ajutorul Domnului, dacă Domnul ne ține cu viață, sănătate, miercuri dimineață, începând cu ora 6, ora României, avem din nou întâlniri pe grup și Domnul Iisus Hristos să ne binecuvinteze. Amin. Dacă fratele Bidirel vrea să se prezinte, unde locuiește, ce slujire face? Da, mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate care mi-a deschis-o să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie. Mulțumesc fratelui Daniel care m-a recomandat fratelui Ghiță. Vai, Pan, Domnul să vă binecuvinteze pe toți, sunteți minunați. Am auzit cuvinte frumoase despre dumneavoastră și mă bucur să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Sunt de mai bine de 20 de ani locuiesc în Spania. Împreună cu familia, sunt căsătorit, am 4 copii, 4 binecuvântări, fetița noastră cea mai mare este căsătorită, s-a căsătorit vara aceasta. Slujesc, fac parte din Biserica Muntele Sionului, unde este păstorită de fratele Samuel Cipleu. Dacă vreodată sunteți în trecere prin Spania, ne puteți contacta și vă găzduim cu mare drag să ne bucurăm împreună la părtășie. Avem o colaborare cu frații din Suceava care au o lucrare de seminar care este spre sfârșit. Anul acesta, în 2024, o vom termina de 4 ani. Eu am făcut 3 ani de zile seminarul cadrul bisericii, în cadrul filialei din Suceava, acum mai bine de 20 de ani. Nu l-am terminat pentru că m-am căsătorit și a trebuit să plec în Spania. Dar mi-aduc aminte cu nostalgie și cu de frații slujitori care ne-au învățat foarte multe lucruri frumoase acolo în seminarul din filiala din Suceava și mă bucur că pot fi alături de dumneavoastră. O să încerc prin harul lui Dumnezeu să contribui în ajuta la lucrarea care o faceți prin rugăciune și prin tot ceea ce îmi stă în putință. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumim, frate Vasile. Frații mei, vreau să vă pun o întrebare. Am lăsat un motou pe grupul Calea Către Rai. Știi cineva motoul? Orice suflet are preț înaintea lui Dumnezeu. Motoul l-am lăsat pe grupul Calea Către Rai, spune așa: cine se îngrijește de lucrurile împărăției, Dumnezeu se îngrijește de lucrurile lui. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Slavă Domnului! Domnul să binecuvânteze frate Virgil în spital, acolo să lucreze Domnul la vindecare. Amin! Lăudați pe Domnul Iisus! De asta am căutat să vă aduc aminte de motoul care l-am lăsat pe grupul Calea Către Rai, să fie pentru toți slujitorii lui Dumnezeu: cine se îngrijește de lucrurile împărăției, Dumnezeu se îngrijește de lucrurile lui. Noi deja experimentăm asta, frate Virgil, slavă Domnului! Eu știu, frate Ghiță, eu știu!